cuvântul Domnului. Pentru seara aceasta în Biserica Emanuel, pentru ziua de astăzi, când dumneavoastră ascultați mesajul, este în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 1. Întâia epistolă a Apostolului Pavel către Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 1. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu spune în felul următor. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Amen. Când am studiat pasajul acesta, ca să vedem ce îmi vorbește Domnul din el și apoi cu ce pot să vin în fața poporului Domnului, mi-am adus aminte de două pasaje similare ca tematică, unul din Vechiul Testament și unul din Noul Testament. În 1 Împărați, capitolul 3, versetele 9 la 10, citim despre Solomon următorul lucru. S-a rugat Domnului și a zis, dă dar robului tău o inimă pricepută, ca să judece pe poporul tău, să deosebească binele de rău. Și apoi versetul 10 spune, cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului. A plăcut Domnului. Al doilea text, în Noul Testament, Evrei, capitolul 13, versetele 20 la 21, cuvântul Domnului spune așa. Dumnezeul păcii să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. Există o preocupare în fiecare dintre noi, să facem ce ne place și nu este rea. Să facem ce este bine și este potrivit. Să facem ce place Domnului și este și mai bine. Preocuparea noastră de căpătâi ca oameni lui Dumnezeu trebuie să fie aceasta. Să fim plăcuți Domnului. De fapt, cum am putea să stăm înaintea Lui dacă nu suntem plăcuți Domnului? În familie eu trebuie să plac soției mele, soția trebuie să-mi placă mie. Împreună trebuie să plăcem Domnului. În viața noastră, aici pe pământ, ca oameni care ne lăudăm că-L cunoaștem pe Dumnezeu, trebuie să ne purtăm de așa manieră încât în orice facem, în orice relație, să fim plăcuți lui Dumnezeu. Deci, puneți-vă această întrebare, aceste întrebări, cui placi și de ce? Cui placi și de ce? Anturajului? Prietenilor? Colegilor, numai soțului, dar nu și Domnului? Numai soției, dar nu și Mântuitorului Iisus Hristos? Numai ție personal, dar nu și Duhului Sfânt care îți vorbește mereu în conștiință? Aceasta este întrebarea. Cui plăcem și de ce? În această seară, în concluzia închinării noastre, aici la Emanuel, în această zi, aș vrea să vin în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Să fim plăcuți Domnului. Să fim plăcuți Domnului. Cât de plăcut ar fi și este să fim plăcuți Domnului. De aceea, haidem să începem cu începutul. Și primul gând pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această direcție este acesta.
când nu plăcem Domnului. Ca să știm cum să plăcem lui Dumnezeu, trebuie să știm ce nu-i place lui Dumnezeu. Trebuie să știm ce îl dezonorează pe Dumnezeu în caracterul nostru, în comportamentul nostru, în imaginația noastră, în relațiile noastre, chiar în slujirea noastră. Și dacă ne uităm bine în cuvântul lui Dumnezeu, frașesorilor, doamnelor și domnilor, primul aspect în care nu placem Domnului este atunci când ne plăcem nouă înșine. Când căutăm să ne plăcem nouă înșine. Romani, capitolul 15, versetele 1-3, cuvântul Domnului spune: noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Fiecare din noi să placă aproapelui în ce este bine, în vederea zidirii altora, căci și Hristos nu și-a plăcut lui însuși, ci, după cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine. Noi trebuie să plăcem aproapelui nostru în ce este bine, că nu întotdeauna aproapele nostru vrea să plăcem lui sau ei în ceea ce îl onorează pe Dumnezeu. Știm bine lucrul acesta. Dar foarte des, foarte des, noi suntem înclinați în relațiile cu semene și în relația cu noi înșine, cu mine însumi, să fac ce îmi place mie. Și când se vede că tu sau eu facem ce ne place nouă și prin aceasta ne depărtăm de voia lui Dumnezeu, suntem săraci în tărie spirituală, avem rezultate spirituale puține, amărăciunea noastră sufletească este mare, în loc să înaintăm pe calea credinței, stagnăm sau dăm înapoi. Am vrea să vedem lucruri mai mari și nu se întâmplă. Ne plăcem nouă înșine, frați și surori, doamnelor și domnilor, când urmăm firea noastră pământească și nu legea Domnului. Când urmăm firea noastră pământească și nu legea Domnului. Judecător 14 cu versetul 3. Este un caz clasic și tipic. Fiți atenți, tinerilor, mă adresez vouă, în special, dar mă adresez fiecărui membru din biserică. Samson a văzut o femeie pe care nu trebuia să o vadă, pentru că nu trebuia să căsătorească. A văzut o filisteancă. Și știți ce a zis părinților lui? Știți ce a zis? Ia-o că mi-o place. Pune-o în camion. O ducem acasă. Foarte des se întâmplă cu voi la vârsta aceasta. Părinții vă orientează să vă deschidă ochii și vă uitați în altă direcție, în alt loc, la însoțiri nepotrivite, la caractere nepotrivite. Degeaba plânge mama, degeaba plânge tata, vi se pare că știți și cunoașteți toate lucrurile. Dacă singura motivație pentru care vrei să te căsătorești sau vrei să te împrietenești sau vrei să te logodești este că îți place, ai dat-o în bară de la început. Ți-ai ruinat viața de la început. Ți-ai ruinat fericirea de la început. Ia-mi-o, că mi-o place. Nu mă interesează ce spune restul lumii. Ar trebui să te intereseze. Pentru că este vorba de demnitatea ta. Știi? Te-ai căsătorit, a trecut prima noapte și mâine dimineață te trezești lângă un stand de piatră. Mâine dimineață, scuzați-mi expresia, te trezești lângă o scorpie. Pentru că mâine dimineață vezi realitatea. Ia-mi-o că mi-o place? Sigur, nu trebuie să te căsătorești cu ce nu-ți place. Sau cu cine nu-ți place. Dar întrebarea este, ce-ți place? Ce-ți place? Numai ce-ți gâdele firea? Numai ce te stârnește? În minte și în imaginație, în simțuri? Nu plăcem Domnului când urmăm firea noastră pământească și nu legea lui Dumnezeu. Deschideți-vă bine ochii. Deschideți-vă bine ochii. Pentru că este spre binele vostru, este spre binele meu, este spre binele fiecăruia dintre noi. Dacă vrem să facem numai ce ne place nouă, ne ruinăm singuri, ne ruinăm singuri. Viitorul nu va fi așa de strălucit cum ni se pare că este prezent.
Ne plăcem nouă înșine când suntem intoleranți cu semenii noștri. În Romani, capitolul 15, versetul 1, spune fiecare să aproape, să placă aproape lui său, asemenului său, să fie îngăduitor în ce este bine. În ce este bine. Vrem să avem relații bune cu semenii noștri. Dar relațiile acestea bune cu semenii trebuie făcute în toleranță, în îngăduință, dar în îngăduință în ce este bine. Nu de dragul a ceea ce m-au auzit mereu spunând și am să repet mereu, mereu până când se lipește de inima noastră, de dragul corectitudinii politice și a viziunii timpului, vrem să plăcem la toată lumea. Nu se poate trăi așa. Ca oamenii lui Dumnezeu trebuie să ne păstrăm identitatea de oamenii lui Dumnezeu. Indiferent cine este semenul. Indiferent. Voi fi tolerant cu semenul, voi fi îngăduitor cu semenul, dar în ce este bine? În ce este bine? Ne plăcem nouă înșine când suntem fricoși și compromiși. Pentru că uitați ce spune din nou în Roman 15 cu versetul 2. Să plăcem aproape lui în ce este bine, nu de frică să le plăcem în ce este rău. Pentru că foarte mulți de frică, de teamă, nu cumva să pierd prietenia, nu cumva să pierd ocazia, nu cumva să pierd momentul. Nu de frică trebuie să placi aproape lui tău, nu de frică trebuie să fii îngăduitor, nu de frică trebuie să fii tolerant. Dumnezeu ne-a dat o înțelepciune și o înțelepciune diferită. Nu uitați, avem și beneficiem de înțelepciunea care vine de sus. Și această înțelepciune este curată. În curăția ei, Dumnezeu nu o să te motiveze niciodată și nu o să mă motiveze niciodată să mă plec la capriciile prietenilor mei, a colegilor mei, a colegilor de muncă sau a familiei care nu cunoaște pe Dumnezeu. Nu! În înțelepciunea pe care mi-a dat-o Dumnezeu, trebuie să fiu o pildă în orice moment. Pentru ca cei ce trăiesc lângă mine și sunt în același cer cu mine, să-L vadă în mine, să-L vadă în tine pe Iisus Hristos. Să-L vadă noi pe Dumnezeu. Deci ia tinerilor. Nu lăsați această epidemie care a început să dea între voi. Nu vorbesc la adresa nimănui, vorbesc pentru toți. Wake up! Prea multă filozofie îmi place. Îmi place. Îmi place. Și după aceea? Și după aceea? Când nu plăcem lui Dumnezeu? Când suntem fără de credință biblică. Evrei 11:6. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Nu religioși, că religioși sunt și marxiștii. Religioși sunt și ateiștii. Ateiștii religioși, da. Ei cred în prostie și se închină la ea. Cu convingere. Cred în materie și se închină la ea cu convingere. Nu-mi spune că nu sunt religioși. Nu suntem plăcuți lui Dumnezeu când nu avem credință biblică. Și care este această credință biblică? Este credința care se naște în urma cuvântului lui Dumnezeu. Romani 10:17. Astfel, dar credința vine în urma auzirii cuvântului. Deci nu-mi spune că te-ai uitat pe National Geographic și ai văzut nu știu ce despre nu știu cine și acum deja te-ai făcut credincios. Uite-te în cuvântul Domnului. Vrei credință? Iisus Hristos a spus, căutați în cartea Domnului și citiți. Duhul Sfânt în Isaia 26:4, 29:4. Iisus Hristos a spus în Evanghelia după Ioan, cercetați scripturile dacă vreți să găsiți viață veșnică. Scripturile vorbesc despre mine, scripturile atestă viața veșnică, scripturile spun că eu sunt viața. El, Iisus. Credința biblică este credința care se naște în impactul cu cuvântul lui Dumnezeu. Credința biblică, odată născută în tine sau în mine, te leagă numai de Dumnezeu. Nu te mai leagă de povești populare, credința strămoșilor, credința părinților mei. Pentru că, hai să-ți spun din nou, să-ți aduc aminte din nou cum este credința strămoșilor, așa cum popular se spune de foarte multe ori. Eu nu-mi părăsesc credința părinților mei, eu nu-mi părăsesc credința strămoșilor mei. Uite să spun ce spune Scriptura.
nu ce spun pentecostale, ce spune Duhul Sfânt prin Sfântul Apostol Pavel, prin Sfântul Apostol Petru, Efeseni 2:20, cuvântul Domnului, că știți, 1 Petru 1:18, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu aur și argint, ați fost răscumpărați din felul de șert de vețuire pe care îl moșteniseți de la părinții voștri. Uite credința părinților tăi! Fel de șert! Ce însemnează aceasta? Ce însemnează fel de șer? Cuvântul Domnului ne spune, ajunge în adevăr că în trecut, când ziceai că asta este credința bună, dacă părinții tăi n-au cunoscut pe Domnul după Scripturi, mă refer, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor, ați trăit în desfrânări, în beții, în ospeță, în chefuri și în trăiri idolești, neîngăduite. Neîngăduite. 1 Petru 4:3. Cu asta vii și îmi spui mie că este credința strămoșească? Cu asta vii și spui lui Dumnezeu că este credința strămoșească? Nu ești plăcut lui Dumnezeu când nu ai credință biblică. De aceea trebuie să te întorci la Scripturi. Și când te întorci la Scripturi, vei descoperi cel puțin următoarele 2, 3, 4 caracteristici despre credința biblică. Prima pe care vreau să o menționez este o credință personală. Marcu 16:16. Cine va crede, va fi mântuit. Este personală. Nu poate mama, nu poate tata, nu poate fratele, nu poate rudenia să creadă pentru mine, să creadă pentru tine. Credința biblică este personală. Cine va crede? De aceea dacă te-ai botezat când ai fost mic, n-ai făcut ce trebuie. N-ai crezut. Și nu vreau să repet aici, nu vreau să ofensez sentimentul religios al nimănui. Dacă te-au dus părinții la biserică și te-a dus nașul și nășica și preotul a întrebat, îl dezlegi de satana și spune, îl dezleg. Dragul meu, era mai nelegat decât tine, că era beat de nu știa ce vorbește. Era legat de pofte. Tu trebuie să crezi. Eu trebuie să cred. Ce caracteristic are? Este o credință care demolează. Credința biblică demolează. Evrei 11:30. Prin credință au căzut zidurile Ierihonului. Ai auzit că credința biblică demolează? Trebuie să demoleze tot ce este lumesc. Trebuie să demoleze orice rațiune care este împotriva lui Dumnezeu. Trebuie să demoleze orice gând care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu. Trebuie să demoleze orice combinație a Sfintelor Scripturi cu religia și cu corectitudinea zilei de astăzi. Credința biblică demolează aceste gunoaie. Demolează aceste gunoaie. Credința biblică este o credință care părăsește Egiptul. Evrei 11:27, prin credință Moise a ieșit din Egipt. Dragul meu, credința biblică nu te ține în lume, nu te ține în Egipt, părăsești Egiptul, părăsești filozofia Egiptului, părăsești plăcerile Egiptului, părăsești gândirea Egiptului, părăsești preocupările Egiptului. Când te întâlnești cu Dumnezeu, ești preocupat să-i placi lui Dumnezeu. Este exact ca și în viața de fiecare zi. De ce credeți că Iisus Hristos compară relația lui cu biserica în sensul unei relații dintre un bărbat și o femeie? Nu oricare bărbat și oricare femeie, într-un soț și o soție. Te-ai căsătorit, nu să umbli să nu placi soției sau să nu placi soțului. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, dacă sunt copilul lui Dumnezeu, trebuie să mă port să plac lui Dumnezeu. Ieși din Egipt. Ieși din Egipt. Și dacă îmi spui că ai ieșit din Egipt și dacă spun că ai ieșit din Egipt, și Egiptul să iasă din tine. Amin? Credința biblică este o credință care vede în viitor. Evrei 11:26, partea finală a versetului, cuvântul Domnului spune că prin credință Moise avea ochii pironiți spre răsplătire. Poate nu te vei realiza cum sunt toți realizați aici pe pământ și nu cred în Dumnezeu și vei cădea în această melancolie și în această depresie și în această stare de comparație cum este Asaf, citește Psalmul 73. Eram gata să cad, eram gata să alunec. Posteam, mă rugam, toate lucrurile le făceam după Scriptură, după cuvântul Domnului și m-am uitat în jurul meu. Salarul mic, casă mică, copii mulți, guri multe de săturat, toate lucrurile mi-au mers pe dos. Prietenii mei, grași, bine, frumoși, conturi mari, mașini mari, toate mari. Și am zis, degeaba închinuiesc eu sufletul să-L slujesc pe Dumnezeu, mai bine o duc ăștia. Însă Asaf spune, toate acestea le-am zis
până în momentul în care am intrat în templu. Iată de ce lipsa de la casa Domnului este o pagubă pentru foarte mulți. Până am intrat în templul lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, și acolo am înțeles soarta de pe urma celor răi și am înțeles care este viitorul copiilor lui Dumnezeu. Privește în viitor, privește în viitor. Deci, primul lucru ca să placi lui Dumnezeu, ca să plac lui Dumnezeu, să plăcem lui Dumnezeu, este să știm ce nu place lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne plăcem nouă înșine. Nu trebuie să umblăm după ideile noastre care sunt străine cu Scriptura. Nu putem să plăcem lui Dumnezeu fără credință biblică, nu fără oricare credință, fără credință biblică. Nu că toate credințele sunt bune, una singură este bună, aia biblică. Aia biblică este bună. Și este credința care se naște din auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Nu se moștenește, este personală. În al doilea rând, ca să plăcem Domnului Dumnezeului nostru. Ce pot face ca să plac lui Dumnezeu? Pentru că în acest cuvânt spune, v-am învățat cum să fiți plăcuți lui Dumnezeu. Solomon s-a rugat lui Dumnezeu și spune rugăciunea aceasta, plăcut lui Dumnezeu. În textul din Evrei 13 spune, să fiți plăcuți Dumnezeului vostru. Ca eu, ca tu, ca noi să fim plăcuți lui Dumnezeu, prima cerință este aceasta, să fim separați de lume. Să fim separați de lume. 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 4. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Niciun ostaș. Și noi ne-am înscris în oastea mare a lui Dumnezeu. În armata lui Dumnezeu. Și de aceea nu te poți și nu mă pot și nu ne putem încurca cu alte treburi. În armată nu se comentează ordinul. Nu se comentează. Când ești în rândurile lui Dumnezeu, în armata lui Dumnezeu, nu te poți amesteca și cu lumea și cu Scriptura. Dragii mei, tineri și tinere, familii tinere, nu poți amesteca discotecă cu stăruință după Duhul Sfânt. Nu poți. Nu poți amesteca să te uiți pe site-uri murdare la internet și după aceea faci tu după cealaltă parte de internet. Come on. Nu le amesteca. Nu poți amesteca ajutorarea săracilor și văduvelor și orfanului și după aceea mergi și faci beții și chefuri. Nu se poate. Nu se poate lucrul acesta. Nu se poate amesteca misiune creștină cu dezlănțuiri lumești. Nu se amestecă lucrurile. Dacă vrei să placi lui Dumnezeu, dacă vreau să plac lui Dumnezeu, nu pot să amestec lucrurile. Poveștile acestea, că este un suflet așa de bun, n-ar omorâ o muscă. Rămâi cu musca, dragul. Tu trebuie să fii cu Hristos, nu cu muștele. Deci trebuie să te lipești de El, trebuie să mă lipesc de El și trebuie să umblu după cum cere El să nu mă încurc cu alte lucruri. Al doilea aspect, ca să plac lui Dumnezeu, trebuie să cer adevărata cerere. Din nou, 1 Împărați 3, 9 la 10. Dă dar robului tău o inimă pricepută, ca să judece pe poporul tău, să deosebească binele de rău. Cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului. Ca să placi lui Dumnezeu, cere adevărata cerere. Și când vrei să-i placi lui Dumnezeu și când vreau să-i plac lui Dumnezeu, n-am să mă rog lui Dumnezeu și am să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, mai îngăduie-mă să mai fur o dată. Sunt care se roagă în felul acesta, nebunești. N-am să-i cer lui Dumnezeu numai o dată să mai fac pofta mea. Nu poți face lucrul acesta, nu poți face cerere de felul acesta. N-am să-i cer lui Dumnezeu să-mi îngăduie să pun pocăința 5 minute jos. N-am să-i pot să-i cer lui Dumnezeu lucrul acesta. Îi mă rog lui Dumnezeu, îi cer lui Dumnezeu cereri după voia lui Dumnezeu. Și de fapt, cuvântul Domnului mă asigură și îmi spune că orice vom cere după voia lui în Hristos Iisus ne va fi dat. Dar dacă este în afara voiei lui,
nu ne ascultă. Pe de altă parte, ca să fiu plăcut lui Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor, trebuie să umblăm separați de lume. Să umblăm separați de lume. Nu numai ca să stăm departe, să umblăm separați de lume. Din nou, 2 Timotei 2:4, niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să placă cel ce l-a înscris la oaste. Nu te încurca nici azi, nici mâine, nici poimâine, cu prieteni lumești, cu colegi lumești, cu semeni care sfidează pe Dumnezeu, cu oameni care sunt certați cu morala, sunt certați cu bunul simț, sunt certați cu un comportament sfânt. Sfânta Scriptură este limpede, este simplă și este clară. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și de aceea prieteniile noastre, tovărășiile noastre, trebuie să fie poporul Domnului. Nu trebuie să ieșim din lume, nu trebuie să ieșim dintre oameni. Putem să fim prieteni cu ei, dar în ce este bun? Prieteni cu ei să-i influențăm, nu să ne influențeze. Să-i influențăm, nu să ne influențeze. Și apoi, dacă vrem să ne uităm mai departe, cum să fim plăcuți lui Dumnezeu, să nu încetezi să lauzi pe Domnul. Ca să fii plăcut lui Dumnezeu, trebuie să-L lauzi pe Dumnezeu în continuu. În Psalmul 69, versetele 30-31, cuvântul Domnului spune următorul lucru. Atunci voi lăuda pe Domnul și numele Lui prin cântări și prin laude îl voi preamări. Lucrul acesta este mai plăcut Domnului decât un vițel cu corne și copite cu tot. Foarte ciudat și foarte interesant. Mai ales în aceste vremuri din urmă, pe măsură ce ne apropiem mai mult de venirea a doua a Domnului nostru Iisus Hristos, tocmai aici sunt cele mai mari bătălii în biserici, închinarea, lauda. N-ați văzut lucrul acesta? Care este reacția noastră? S-a cântat o cântare, de exemplu, care e diferită de stilul care mie îmi place. Vă rog să mă ascultați cu atenție, nu sunt ironic, vreau să vă deschid mintea. Știți că vă iubesc și vreau să învățăm drept cuvântul Domnului. Când Iisus de prin Iudeia s-a întors în Galileea, Domnul înspre țara sa, prin Samaria trecea. Slăvit să fie Domnul, ce har a fost la biserică. Drept. E drept. Dar dacă cântăm, noi slăvim pe Domnul, chemăm Domnul peste acest oraș. Știți care este reacția? Știți care este reacția? Vă spun eu care este, că n-aveți curajul să spuneți. Ce nu mi-a plăcut. Dar știți care este răspunsul? Who cares? Asta este răspunsul. Cui pasă că ți-a plăcut ție sau mie? Lauda este a Domnului. Cântare este a Domnului, rugăciune este a Domnului, predică este a Domnului. Nu cântăm să ne placem, nu predicăm să ne placem. Pentru că dacă noi căutăm bunăvoința oamenilor și închinare după ceea ce le place la oameni, pentru că dumneavoastră uitați-vă bine în jurul dumneavoastră, fără să arătați cu degetul, dar uitați-vă bine în viața dumneavoastră. Suntem foarte severi cu cei din jurul nostru în problema X, dar în dreptul casei noastre suntem îngăduitori în X, Y, Z. În public, pentru alții, spunem ca și cei din vechime, vino cu mine să-ți arăt care este râvna mea pentru Domnul, pe toți am să-i tai. Însă râvna de acasă ți-e cam mai mică puțin. A fi plăcut lui Dumnezeu este să-L lauzi pe Dumnezeu. Să-L lauzi. Cum spuneam dimineață, nu întotdeauna îți cade bine, nu întotdeauna ești dispus, însă a lăuda pe Dumnezeu, a te închina în fața Lui, a cânta mărirea Lui, indiferent care este stilul în care cânți. Nu contează stilul, pentru că Dumnezeu ne înțelege pe toți, Îl înțelege și pe african, mă înțelege și pe noi, înțelege și pe țigani, înțelege și pe american, Dumnezeu înțelege pe toți. Și nu ne-a dat Domnul o uniformă chinezească și să spune toți, nu am uniformă aceasta, stați. Și mulțumim Domnului că nu ne-a dat-o. Așa. Că dacă mergi în Alaska cu ea, rămâi acolo. Și ești cel mai țapăn din bărbat. Așa. Înghețat de-a binelea, nu?
Frați și surori, doamnelor și domnilor, hai să gândim puțin. Haideți să gândim puțin. Dincolo de bravurile noastre, eu nu. Haideți să lăudăm pe Domnul. Haideți să ne închinăm lui Dumnezeu. Haideți să fim îngăduitori în această privință. Că încă o dată, închinarea este pentru Domnul și cântarea este pentru Domnul. Psalmul 45, cuvinte pline de farmec când clocotesc în inimă. Capana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Lucrarea mea de laudă este pentru Lazar Gog. Pentru Domnul. Pentru Domnul. Pentru Domnul trebuie să fie. Și cuvântul Domnului spune că lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. De aceea, obișnuiește-te să ne obișnuim cu ce este plăcut. Și, în final, în al treilea rând, dacă plăcem lui Dumnezeu, ce câștigăm dacă plăcem lui Dumnezeu? Am un câștig dacă plac lui Dumnezeu? Ai vreun câștig dacă nu-ți plași ție, ci plași lui Dumnezeu? Este, frați și surori. Și încă în seara aceasta, în mesajul de astăzi, am să vă spun un câștig în trăi. Primul, dacă plac lui Dumnezeu în trăirea mea, în închinarea mea, în umblarea mea, nu mă amestec cu lumea, dacă plac lui Dumnezeu, primul lucru de care beneficiez, am răspuns la rugăciuni. Am răspuns la rugăciuni. 1 Ioan 3:22, ia uziți ce frumos spune cuvântul. Și orice vom cere, vom primi de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. O, slăvit să fie Domnul! Nu aceasta este problema noastră, nu acesta este necazul nostru, nu acesta este dorința noastră. Oare când îmi răspunde Domnul la rugăciune? Oare când îmi răspunde la rugăciune? Oare când îmi răspunde la rugăciune? O să îmi răspundă și o să-ți răspundă, fă ce-i place Domnului și îți răspunde. Dar nu întotdeauna ce-i place Domnului îți place ție sau mie, că la firea mea pământească nu-i place. Lui Dumnezeu îi place pocăință, mie nu-mi place. Da, vă spune acest păstor, mie nu-mi place pocăință. Dar nu-i după ce îmi place mie, pentru că vreau să moștenesc viața eternă și știu că pocăința e bună. Chiar dacă nu-mi place, mă pocăiesc. M-a călcat pe bătătură și noi românii suntem foarte inventivi, foarte inteligenți. Zice, băi, răspunde-i cu aceeași monedă. Să nu creadă că ești. Și avem noi termenii noștri. Dar Duhul Sfânt îmi spune în conștiință, nu-i răspund. Iartă. Iubește. Și atunci trebuie să mușc limba, nu? Trebuie să fiu omul lui Dumnezeu, care vorbesc că sunt. Fac ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Când fac ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu, vin cu problema mea, vin cu problema casei mele, vin cu problema bisericii, vin cu problema semenilor mei, mă plec pe genunchi, mă rog în picioare, mă rog cu inima către Dumnezeu și cuvântul Domnului îmi dă această garanție. Eu cred cuvântul lui Dumnezeu. Eu îl cred. Pe Dumnezeu îl cred pe cuvânt. E singurul care își ține cuvântul. Ne răspunde, fiindcă facem ce este plăcut lui. Mărit să fie Domnul. Nu vrei harul acesta în viața ta, tinerilor? Vreți o căsătorie frumoasă? Faceți ce este plăcut Domnului. Mai ascultați și de tata și de mama. N-or avea pregătirea voastră, or fi mai demodați, n-or știe atâtea computere cât știți voi și atâtea lucruri cât știți voi. Dar au experiența vieții și umblă cu Dumnezeu. Este cel mai important lucru. De ce dacă ți-ai făcut planuri să te întâlnești cu un făt frumos în seara aceasta, renunță la el. Dacă Ileana Costânzeana sosește acum când se încheie biserica, numai ca să te întâlnească pe tine, du-te acasă. Fii civilizat, spune-i, am încheiat. Dacă ți-ai făcut planuri să te duci și în capătul lumii, pentru că ți-a trimis un e-mail pe internet, ți-a scris că te iubește și îți coboară luna de pe cer, nici bani de inel n-are, mă. Nici bani de inel de logodnă n-are. Cum să se ducă luna? Wake up! Al doilea. Primim un nume bun, un nume etern, dacă suntem plăcuți lui Dumnezeu. Isaia 56, versetele 4-5. Este un cuvânt profund pe care aș vrea să-l citesc și să îl auzim în frumusețea lui. Căci așa vorbește Domnul, famenilor care vor păzi sabatele mele,
care vor alege ce mi-este plăcut și vor stărui în legământul meu. Este vorba de toți ascultătorii care fac ce este plăcut lui Dumnezeu. Ia auziți! Le voi da în casa mea și în lăuntrul zidurilor mele un loc și un nume mai bun decât fii și fiice. Le voi da nume veșnic care nu se va stinge. Nu știu ce însemnează aceasta, dar să-ți dea un nume mai mare decât fiu și fiică. Fiu și fiică mi-ajunge, dacă Domnul mi-a dat numele de fiu, mi-ajunge, pentru că atunci îl moștenesc. Dar când zice că îmi dă mai mult de atâta, nu știu cum să vă explic, că nu înțeleg, dar știu că e bine. Știu că e bine. Un nume etern. Și nu uitați, numele are putere. La numele acesta etern, pentru că am făcut ce este plăcut lui Dumnezeu, când îngerii vor trece pe lângă tine sau pe lângă mine, când sfinții Vechiului Testament vor trece pe lângă tine sau pe lângă mine, când sfinții Noului Testament vor trece pe lângă tine sau pe lângă mine, când sfinții necazului celui mare vor trece pe lângă tine și pe lângă mine, când sfinții mileniului vor trece în eternitate pe lângă tine și pe lângă mine, că pe fiecare la rândul cetei lui, așa scrie în Scriptură, nu? Dacă ai numele acela mare, se vor opri în dreptul tău și se vor pleca în fața ta. Pentru eternitate. Pentru eternitate. Gândește-te. Și apoi cel de-al treilea lucru pe care îl menționez este unul care îl dorește toată lumea. Este convertirea vrăjmașilor. Convertirea vrăjmașilor. Proverbe 16:7. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmași. O, slăvit să fie Domnul! Nu trebuie să te bați cu nimeni, nu trebuie să te ai la ceartă cu nimeni. Umblă cu frică de Dumnezeu și ascultă-L pe Dumnezeu. Și dacă o armată s-a ridicat împotriva ta sau împotriva mea, împotriva casei tale sau împotriva casei mele, când Dumnezeu este cu tine și umbli pe căile Lui, îi convertește Dumnezeu pe toți. Dacă nu vor, îi ajută. N-ați înțeles mie asta, nu? Dumnezeu are metodele Lui. Îi convertește Domnul, îi schimbă când sunt plăcute Domnului căile cuiva. Și de fapt, de ce am umblat pe alte căi? De ce am umblat pe căi care nu sunt plăcute lui Dumnezeu? De ce am umblat numai pe căi plăcute inimii noastre? De ce am adoptat filozofia lui Samson? Ia-o că-mi place! Cumpărăm biletul, că mă duc și o aduc. Ia-o, că-mi place. Haidem să fim plăcuți lui Dumnezeu. Vrem biruințe și sunt sigur că vrem. Vrem experiențe cu Dumnezeu, sunt sigur că vrem. Dorim să se manifeste Domnul cu putere în mijlocul nostru. Sigur că dorim lucrul acesta. Haidem să-L ascultăm, frați și surori. Haidem să-L ascultăm. Nu să venim la casa Domnului, cum se spunea în vechime despre profetul Ezechiel. Și dați-mi voie să citesc lucrul acesta. Să nu ne condamnăm singuri și să ajungem ca și oamenii aceștia. Să punem cuvântul la inimă. Fiul omului, copiii poporului tău vorbesc de tine pe lângă ziduri și pe la ușile caselor. Și zic unul altuia, fiecare fratelui său, veniți dar și ascultați care este cuvântul ieșit de la Dumnezeu. Și vin cu grămada la tine, stau înaintea ta ca popor al meu, ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc. Căci gura vorbește dulce de tot, dar cu inima umblă tot după poftele lor. Tot după poftele lor. Iar tu ești pentru ei ca un cântăreț plăcut, cu glas frumos și iscusit. Ei îți ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc. Este trist. Să se repete lucrul acesta, am citit din Ezechiel 33, de la 30 la 33. De foarte multe ori se întâmplă cu noi așa. Hai să ascultăm pe cutare, hai să auzim pe prorocul cutare, hai să mergem la rugăciune în cutare, hai că acolo vorbește Domnul, hai că aici este predică bună, hai că aici este cântare bună. Și mergem și tot așa rămânem. Cuvântul Domnului este pentru trăit. Cuvântul Domnului este pentru împlinit.
Cuvântul Domnului este să nască credință în noi. Și dacă a născut credință în noi, credința aceasta ne face să dărâmăm zidurile Ierihonului, să ieșim din Egipt și să privim cu ochii aceștia prin credință spre Dumnezeu care ne așteaptă să ne spună într-o zi, vino bună, slugă bună și credincioasă. În concluzie, dă-mi voie să te întreb, cui placi și de ce? Prin deciziile tale, placi tu Domnului? Dacă nu placi Domnului, cât crezi că te mai îngăduie Domnul? Cât? Crezi că ajungi acasă în seara aceasta? Crezi că mai poți merge cu planurile tale? Viitorul nostru este în mâna Domnului. El are drept de viață și de moarte asupra noastră. Tu și cu mine suntem chemați să ne purtăm ca oameni înțelepți. Și în înțelepciunea cu care ne cheamă Dumnezeu să ne purtăm este aceasta. Doamne, vreau să te ascult. Și vreau să te ascult de astăzi. Renunț la planurile mele, renunț la gândurile mele, renunț la ambițiile mele, pentru că vreau să te ascult pe tine. Și dacă l-ascult pe Dumnezeu și fac ce este plăcut lui Dumnezeu, Dumnezeu are grijă să-mi răspundă la rugăciune, are grijă să-mi dea un nume bun și are grijă să se ocupe El de vrăjmașii mei, de vrăjmașii tăi. Nu trebuie să mă războiesc eu cu nimeni, nici tu, pentru că Dumnezeu știe să poarte de grijă copiilor Lui. Amin.